Bună ziua, oameni buni și răi! Pe o vreme adorabilă de noiembrie, de sfârșit de noiembrie, am ieșit și eu din casă, zarvă mare, începând cu mâțul ăsta, ce-s o vreme blitz de la mine. Vremea urâtă, zarvă, șopron zice să fie. Încolo, bicicletele, care mai de care, că să nu te prindem, că ne-ai scos pe vremea asta, că tu ne umpli iară de noroi, că ne duci pe toate dealurile, că una ca alta. Ce să mai mi-au făcut capul pătrat, că le abuzez. Nu mai zic de trotinetele electrice, că alea sunt la căldură în casă. Alea de dimineață plângeau, să nu-ți treacă prin cap, să ne scoți, să ne alea. M-au terminat. Așa că, pur și simplu, n-am mai avut încotro și a trebuit să mai cumpăr încă o bicicletă. De data asta, electric. E un Honda Z808 și tocmai ce-mi scrisese un e-mail să le trimit poze dacă e ambalajul deteriorat. După cum vedeți, e cam deteriorat, dar cred că n-aveau ăștia unde să pună mâna. Bicicleta știam eu că are vreo 29 de kilograme, dar și că are doar 23. Și acum o să o demontez. O montez, ea vine montată 99% zic ei și chiar m-am uitat cum se desface inclusiv cutia, care e atât de mare, mi-e vine până la piept, nu mai zic de lungime, se zice că e motocicletă, până și la de la fabrică. Eu cred că nu, atâta e dintr-o parte în alta, așa lungă? Nu cred că așa. Până și ăla, de la fabrică, nu e cât cutia, m-am speriat. Da. Până și ăla de la fabrică nu arată când o demontează la Honda, la firmă, cum o scoate din cutie. Păi așa că nu o să vă arăt nici eu, decât după ce o scot. Și așa arată ea înfoliată. Pedalele nu sunt montate și o să le găsim pe undeva, pe undeva, poate prin cutie sau nu știu, nu-mi dau seama unde sunt pedalele, deocamdată. Are folie inclusiv pe așa, e destul de mare, dar na. Trebuie îndreptat ghidonul și montat pe pedale. Le-ai găsit? În cutia asta, erau din cutia de transport aici, pedale și încărcătorul, bineînțeles. Am uitat de el. De atâtea emoții. E bine că are și cric. Ce nu are, nu are lumini și apărător de noroi nu are. Motorul e pe roata din spate. Da, după ce o montez, o mai filmez. Și după ce i-am fixat și ghidonul, l-am pus drept, sunt două șurabe aici, de fapt trei. Una, două, trei, ăsta de sus, ca să îndrepti ghidonul și de aici să strângi bara asta. Așa, i-am montat și pedalele, stânga, stânga, dreapta, dreapta. Țineți minte, stânga se rotește spre stânga. De mod deci dreapta invers. O trebuiască să-i bag niște aer. Asta sunt cheile de la baterie, care se deschide aici și se scoate, ceea ce e super ok. De exemplu, dacă ține bicicleta asta în șopron, să nu țin la temperatură iurea. Are 27 de viteze, 9 pe spate, pinioane și 3 foi pe față.
Și ăsta e display-ul. Ha, mai devreme l-am aprins. Ah, da. Bateria 5.5, după cum se vede. 100 de metri până cu făcuți. Modul 1 de susținere al motorului, de asistență, cum se zice. Se schimbă de aici, 2, 3, 4, 5. Și înapoi. Și mai are multe alte chestii în meniu, pe care o să vreau să le văd. Are și aici pe minus, dacă ții mult apăsat, are un mod de ajustare, dar nu vreau să plec cu ea prin casă pe acum. Să te ajute să o duci undeva pe o, când mergi pe lângă ea, într-o pantă așa, să se împingă bicicleta singură cum ar veni. Și cred că o să ies și la o tură să văd ce am văzut pentru prima dată și în alte părți, n-am văzut până acum. Dacă vedeți aici la mânerul ăsta, niște șuroabe, că nici cu ochii nu le văd ce vor să fie și din coace la fel. Chiar nu-mi dau seama pentru ce sunt astea. Cândva o să-mi dau. Hai, poate scoatem la o tură. Și am echipat-o minimal ca să plec și eu într-o tură. Gen, i-am pus luminile pe spate. Asta e cele mai enervante. Asta, îi disper pe aia. Așa. Farul, că în far trebuie și far. Mi-ar mai trebui și claxon, dar mi-a fost lene să-l mai montez și pe ăla. Mi-am montat și suportul de telefon. I-am umflat roțile. I-am coborât șeaua. Și am observat la ea minusuri. Nu are un suport unde să spui sticla de apă. Bine, nici lumina avea. Probabil din unul montat aici, dar nu are așa găuri date cum sunt la altele să vină suportul. Ca să spui sticla de apă. Și au asta, o să vorbesc cu fundul meu puțin mai încolo, să-mi zică ce facem cu ea. Că și la Merida am luat șaua originală și am schimbat-o cu una de 15 lei din Dumbo, Jumbo, cum vreau să zic, din Jumbo. Așa. Așa arată bicicleta de în față. Bineînțeles, la cât de înalt sunt eu, șaua e la poziția minimă. Motorul pe spate. Și o să mă duc să dau o tură. La hatul ăsta de aici, care naiba mea era montat bine. Da, e într-o poziție cam ciudat așa. Deocamdată nu m-am băgat pe el să văd care-i treaba. O să reglez după aia. Și așa că mergem să dăm o tură. Nu știu ce alte minusuri am mai găsit, dar tot timpul cu ăsta, să mă povește în pedală, să se las pedala sus, bla bla bla. Și e mare. Da, la Merida nu am cric, pentru că are un sistem de prindere foarte, dar niște chestii aici pe spate, dar trebuie unul special, probabil, cumpărat de la ei, de la firmă. Hai, mergem să dăm o tură. Și am dat drumul, ceva mai devreme. Bicicleta are un suport de motorul setat de până la 25 de km la oră din 5 trepte. L-am pus pe 3 momentan. E o ploaie mocănească așa de mamă, mamă. Pe jos e destul de murdar, ca să zic așa. Împinge motorul ăsta, sunt de-abia la 3. Dar nu vreau să mă fac din cap până în picioare de noroaie. Aici e ușoară urcare. Ce să zic, e... De-aia se dau toți moșii și toate babele cu ele. Pentru că e foarte ușor.
Aha, deci asta e bucheria. Nu știam cum urcă cum coboară. Le simt doar pe nivelul mediu de asistare. Din 5 pe 3 am dat. Să nu mă surprindă prea tare. Ea poate merge și fără nicio... pe 0, ca o bicicletă normală. Da, până o să mă prinde cu vitezele, cum e, puțin diferită față de a mea. Trebuia shift-urile astea, vitezele, să le acționez cumva invers. Plouă ca dracu. Am să mă urmăresc, o să fac graiște. Așa, de 9. Am ridicat și eu puțin mai sus, până la urmă se vede că nu-s chiar atât de mic pe cât credeam. Ce să zic, e destul de tare. Dar de-abia m-am dat câteva sute de metri. Trânele fin, oarecum. Da, nu are apărător de ploaie din fabrică. Alt minus. Sper că nu s-a udat asta prea tare. Să mai vede ceva. Merg cu 20 la oră, fără să dau din pedale, fără nimic. Știu că aici are niște șanțuri. Iar vreau să-i dau forge, dar mie că mă fac. Ia uite, niște cocori pe câmp. Unul a zburat, doi au zburat, unul a rămas. Cred că se murdărește camera. Țin frânele, dar la Merida ține foarte mai bine. Hai să dau pe 5, să vedem cum m-a ajutat. De când am dat-o numai, de-abia acum mi-a sărit și viteza fără să treacă să sară. Am 30 și 3. Cred că o să mă fac și pe spate și pe față, nu mă dă apă de ploaie și noroaie. Îmi sunt curios însă pe partea cealaltă cum o să urde ușor dealul. Dar nu pare să aibă probleme. E destul de tânculeț bicicleta. Nu mai am dat și a și tras. Și care o autonomie între 70 și 125 de kilometri în funcție de cum o chinui. Trage cam în vârf de 2-3 ori pedalele până începe să împingă și ea, cel puțin la viteza asta. Wow. Mi-aduce aminte de first bike-ul meu, că și ăla era tânculeț, așa, cu cadru dublu. Nu era nimic de capul ei, doar cadru. E stabilă, fuge. La greutatea ei, normal că are o... stabilă. Deci s-a
a pus pe traiectorie unde să și-o păstreze. Frânele nu mă dau pe spate. Normal că cu o biblică asta. Una clasică, n-are nicio șansă în fața ta. La dealul și la astea. Probabil că o să schimb și eu, că nu. Acum am dat seama cum urcă la gaz. Tinge aici, în schimb, tot trebuie și ala regla. E de ajuns să pedalez, că ea te va împinge. Efortul, practic, e minim din partea mea. Că iarna e atât de nașpa pe aici și atât de ploioasă. Voi căuta niște aripi să mă protej mai puțin. Trebuie doar să fii puțin atent când începe motorul să împingă, să nu se dezechilibreze dacă mergi cu o mână. Pedalul ăsta urcă fără probleme. Nu puteam găsi o zi mai bună. Ia să dăm pe 4, să vedem. 4 puteți. Nu prea sensibil butonul ăla. Am apsat fel de 3 ori. Auzi, se aici și cocorii care nu se mai duc în țările calde, rămân în țările temperate, nu? Mă, nu că știi, ori mânca râme pe câmp. Să dureze ceva până mă învăța și cu schimbatul vitezelor. Poate le mai și reglez. Da, ce să zic. O singură dată m-am mai dat cu bicicletă electrică, dar era un Pegas. Roți mici aiurea. Împingea și ăla, dar simțeai că se poate noda fața imediat, la o groapă, la ceva. Asta, în schimb, o simt așa, tânculeț, solidă, mare, roți de 29. Senzație de moped aproape. Dar ea e, de fapt, un pedelec, așa se numește, pentru că legal este setată să intervină motorul și să susțină până la 25 la oră. Dacă depășești viteza de 25, nu mai împinge. Bineînțeles că se pot face niște combinații. Hai, sper că mai șterg o dată obiectivul.
din meniu, și anume de unde se reglează diametrul roții, chestie care e ilegală în Germania. Setezi în loc de 29 cum e ea, dai pe o dimensiune mai mică, dacă e pui de 26. Calculatorul are undeva un senzor de detector, se învârte roata. Normal că dacă simte că e de 29 învârte de un număr de ori, dacă simte că e de 26 învârte de alt număr de ori, tra-la-la. Cam asta a fost prima plimbare cu Thumbdap Z808. Până data viitoare, multă la revedere!